Schimbul de experiență este o modalitate eficientă de a realiza un transfer de bune practici între apicultori. Numai prin acces la informații, instruiri și consultanță în domeniul dezvoltării și formării profesionale, apicultorii pot obține succes. În cadrul unui seminar organizat de Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova, prisăcarii au fost informați despre principalele boli la albine, dar și particularitățile tratamentelor sezoniere în stupini. Astfel, dacă doriți să produceți miere sau alte produse apicole calitative, trebuie să țineți cont de faptul că cea mai importantă este starea sănătății albinilor. Sunt mulți factori care influențează la rezultatul muncii noastre și unul din factori tratamentele, să fie făcute corecte, să fie făcute cu ce trebuie ca să avem o miere curată, să o putem exporta și a face față la piața din Uniunea Europeană. Noi avem la ziua de azi pe piață preparate bune, preparate bio cu care se poate de tratat ca să avem rezultate bune și noi, cum am mai spus de mai mulți ani, noi în stupinile noastre folosim doar acizii organici cum e acidul oxalic sau acidul formic și sunt rezultate bune. Prin asta îndemnăm și pe alți apicultori să folosească. În ultimii ani, apicultorii și-au pus un singur scop, de a trece de la hobby la business. De aceea, astfel de seminare sunt binevenite pentru a acumula tot mai multe informații de la specialiștii din domeniu pentru a avansa. Totuși, la momentul actual, sectorul apicol întâmpină și probleme, iar pentru a le depăși, apicultorii trebuie să fie uniți, o spun reprezentanții sectorului. Menționăm că în Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova sunt înregistrați aproximativ 7400 de apicultori.